Două de minute, wow, ce apariție a fost Adam Lambert în 2009, dacă bine mă amintesc, la American Idol. Uh-huh. Wow, un personaj. Da, îmi place mult. Foarte mult. Și piesa asta merge foarte tare, da. Cătălin, bun venit. Salut, da, m-am băgat și eu aici în cadru cu Adam Lambert. Îți trezești amintirea, așa, da, cumva, da, te simt nostalgic azi. Da, nu, mi-am adus aminte că piesa asta am auzit-o anul trecut și am auzit-o aici prima dată la Europa FM și am zis din prima, am zis, bă, nu, ce faină în piesa asta, ce... că a fost așa, neașteptat, nu știu de ce. Foarte talentat. Da, foarte talentat, bravo lui, să mai dăm, să mai dăm piesa asta. Vreți vești de care? Hai să vă dau niște vești proaste. Da, niște vești proaste. Astăzi, mai știți că acum două zile am venit aici și am zis, mamă, Nicușor Dan, în revoluție, planurile urbanistice zonale se suspendă, o să pună în regulă tot ce înseamnă construcții în București, să vezi asta surpriză. Hai să-ți povestesc. Dezbatem veștile proaste în Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea. Rațiunea Zilei Cătălin Striblea la Europa FM. Primarul general nu a primit sprijinul partidului... Ai, nu cred. Da. Partidului Național Liberal pentru suspendarea planurilor urbanistice zonale. Știți că la nivel de Consiliul General al Municipiului București, majoritatea este deținută de PNL plus USR și cele două partide sprijină sau nu deciziile primarului general sau hotărârile acestuia. În această situație, primarul general l-a suspendat planurilor urbanistice zonale, nu este sprijinit de către PNL. PNL s-a reunit aseară într-o ședință, mă rog, partea sa bucureșteană, și au zis, domnule, ce facem cu omul ăsta care suspendă, sau cu planul ăsta care suspendă 2 ani puzurile? Au zis, cu 2 ani nu suntem de acord, dar suntem de acord cu 3 luni. Asta, în mod clar, că face măsura ineficientă, pentru că în 3 luni nu pot fi rezolvate și corectate aceste planuri, despre care am aflat în ultimele ore că au tot totuși niște greșeli imense în ele, sau niște lucruri făcute cu bună știință, că nu pot să le zic greșeli. Știți foarte bine ce a spus primarul general ieri, lucruri pe care le observăm cu ochiul liber, și anume, se îndesește în mod nejustificat populația, adică sunt construite blocuri între blocuri, care e cea mai mare suferință a acestui oraș, dispar spații verzi, acestea sunt înjumătățite în anumite sectoare, iar zonele verzi, de exemplu, de pe malul lacurilor, 30 de kilometri de lac în București, sunt și acestea ocupate de construcții, unele dintre ele blocuri cu 11 etaje, care intră în niște zone verzi pe care le-am putea avea în capitală. Am mai dat un exemplu, Nicușor Dan, dar ele sunt nenumărate, deci a fost așa, o listă foarte mică. Sunt străzi de 7 metri lățime, pe marginea cărora se construiește un bloc cu 14 etaje. Da. Realizez ce se întâmplă în momentul acela, când vin sute de apartamente pe o astfel de stradă. Sunt complexe imobiliare foarte mari, care blochează anumite zone, pur și simplu pentru că n-au utilitățile respective, adică nu ai cum să ieși cu atâtea mașini, n-ai școală, n-ai dispensar, n-ai transport în comun de calitate. Bun, a spus toate lucrurile astea, hai să venim să repunem în ordine chestiunile astea. E adevărat pentru viitor, că și cine și-a obținut autorizațiile, spunea Nicușor Dan, poate să meargă mai departe, nu mai putem să-l prindem, asta e. E, acum PNL are aceeași poziție, mă rog. Partenerii de coaliție și-au dorit, dar pe termen scurt, 3 luni de zile. În 3 luni de zile nu poți rezolva problema și, de fapt, e un semnal că lucrurile vor merge la fel ca înainte. Tehnic, în chestiunea asta, PNL are aceeași poziție cu PSD și au venit și au spus, domnule, nu putem să facem asta. Păi de ce nu putem să facem asta? Pentru că o să sufere afacerile care, mă rog, sunt în derulare, că sunt multe lucruri care sunt în regulă, spun ei, adică sunt construcții care sunt în regulă și n-ai cum să le blochezi pe astea care sunt în regulă, pentru că ți s-a năzărit ție că sunt unele în neregulă. Doar că aplicând regula așa cum funcționează în momentul ăsta, le dai drumul și la cei care sunt în regulă și la cei care sunt în neregulă. Eu n-aveam o temere atât de mare că economia Bucureștiului n-ar fi funcționat dacă se opreau pentru o anumită perioadă planurile. Da, tu nu ești la puterea.
Eu nu sunt la putere și aș vedea mai curând, adică nu mă miră că PSD și PNL au o poziție comună în această chestiune. Până la urmă, marele planuri de afaceri și tot ce am învățat în anii ăștia a fost că periodic puterea în sectoare și în autorizarea acestor construcții trecea de la PSD la PNL sau PDL. Așa s-au învârtit lucrurile, așa s-au făcut afacerile, fiecare primar când a venit la putere și a dat niște retrocedări, a făcut niște puneri în posesie, a dat drumul la niște construcții aiuristice, că de asta arată orașul ăsta. Pe mine nu mă miră că vechii politicieni din România în momentul ăsta au același punct comun de vedere, pentru că ei asta au făcut. Adică au îmbolnăvit acest oraș în anii trecuți. Și acum, când vine cineva și spune, băi, avem o problemă majoră, hai să o rezolvăm, normal să spună nu, pentru că legăturile lor de afaceri sunt aceleași. De fapt, despre asta e vorba și mie încă o dată îmi dau dovadă că, de fapt, nu e vorba că, băi, am înlăturat PSD-ul cel toxic pe care l-aveam, l-am avut în guvernarea Dragnea și acum venim să facem liniște, ordine, dreptate, democrație, curățenie. Nu. Pentru foarte mulți dintre ei înseamnă să ne remufăm la niște locuri pe care le pierdusem în guvernarea Dragnea. Despre asta e vorba. Și acum am o întrebare pentru stimații de la PNL. Băi, nu trăim în același oraș? Adică nu vă deranjează pe copiii voștri, nu-i deranjează lucrurile acestea? Nu se îmbolnăvești și ei la oaltă cu noi? Nu credeți că e un moment în care să ne uităm mai cu atenție la chestiunile astea? Pare să că nu. Dacă ăsta e modul de a continua mai departe, înseamnă că ăsta e modul de a continua mai departe. Da, vorbeai de rămufare, te-ai gândit, poate vor să reinventeze trocul. Înțelegi, blocurile astea, construcțiile aproape lipite una de cealaltă, sistemul de scripeți, știi? Tu dai, îmi dai niște cartofi, eu îți dau niște zahăr, revenim la obiceiurile alea frumoase, când vecinul te ajuta. Atât de des vedem aceste lucruri în ultimii ani, nu este cartier în care să nu te duci și lumea este mirată de modul în care se face chestiunea asta. Dom'le, înțeleg capitalismul și înțeleg economia, dar credeți-mă că îl înțeleg până la un punct. Până la urmă ați fost puși în funcțiile astea sau votați ca să rezolvați problemele unor locuitori care, cum să zic, deja locuiesc și trăiesc aici. Ești un idealist. Da, corect, ai dreptate și cu aceasta să oprim această intervenție, că oameni care visează au fost destui, mai pragmatici sunt cei care fac bani. Îți mulțumim tare mult, Cătălin. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica de la bun început, o găsiți integral în curând pe site-ul nostru europafm.ro sau pe contul oficial de Facebook la secțiunea Live. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.